Mulțumesc Sfinților, ocrotitori ai acestei Sfinte Catedrale, Sfântul Mare Mucenic Limpie, Sfântul Ierar, Nifon, Patriarhul, de care fie dat de fiecare dată mă simt, când slujesc Sfânta Liturghie, că slujesc compania. L-am simțit și simt prezent în soborul preoților și al ierarhilor de câte o slujesc în această Sfântă. Mulțumesc Sfinților, mucenici Sergiu și Ivan și Sfântul Ioan Vlahov, care este din anul nostru, care au Sfintele lor moaște spre cinstire în această Sfântă Catedrală. Mulțumesc în timp deosebit Sfintei Tatiana, care are o vocație deosebită, aceea de a diaconiță a Bisericii și de ocrotitoare a tinerilor, a tuturor celor care învață, fiind profesoară în Roma, înainte de a fi martirizat. Mulțumesc de asemenea Sfântul Ierar care mi-a ocrotit o lume. Și am nostru al tuturor, care a fost și este în continuare arhipăstorul Botei, cel care a început activitatea ierarhică aici, în Moldenia. Și prin sfințenia sa și învățătura sa a lăsat foarte mulți ucenici sfinți, pentru care Sfântul Ioan Vlahov aici și alți sfinți, care vom canoniza în foarte scurt timp, atât de la Tisman, de la Raiuci, de la Frăsivei, de la Curezu și la alte mestiri cu o zi a Domnului Strâncioară. Bineînțeles, mulțumim Sfântul Nicolae, ocrotitorul Oltenii, cel care a revigorat și a reîntemeiat monahismul românesc. A refăcut ierarhia bisericească, au întărit pe preoți credincioși să stea dârz în fața invaziei prozelitiste din acea vreme. Prin faptele sale luminate și prin sfințenia sa a extins cultura monahală și viața călătorească și transilvanie în acest loc, și aici, în țara noastră, și apoi și cultura. Desigur, mulțumesc Sfântului Patrimon, care, în planul lui Dumnezeu și în iubirea preasfântei Treime, am cuvințat ca în această zi de 27 iulie să fim aici, instalați, scăutați în această Sfântă Catedrală și, bineînțeles, data aceasta, ziua aceasta, să devină o dată istorică în Arhiepiscopia noastră și de aici, mulți ani înainte, se vor pomeni despre aceste zile însemnate în istoria Mitropoliei.